Facerea, Geneza, capitolul 3. Șarpele însă era cel mai șiret dintre toate fiarele de pe pământ pe care le făcuse Domnul Dumnezeu. Și a zis șarpele către femeie, Dumnezeu, a zis el oare, să nu mâncați roade din orice pom din rai? Iar femeia a zis către șarpe, roade din pomii raiului putem să mâncăm, numai din rodul pomului, celui din mijlocul raiului, ne-a zis Dumnezeu să nu mâncați din el, nici să vă atingeți de el, ca să nu muriți. Atunci șarpele a zis către femeie, nu, nu veți muri, dar Dumnezeu știe că în ziua în care veți mânca din el, vi se vor deschide ochii și veți fi ca Dumnezeu, cunoscând binele și răul. De aceea, femeia, socotind că rodul pomului este bun de mâncat și plăcut ochilor la vedere și vrednic de dorit, pentru că dă știință, a luat din el și a mâncat. Și a dat bărbatului său și a mâncat și el. Atunci li s-au deschis ochii la amândoi și au cunoscut că erau goi și au cusut frunze de smochin și și-au făcut acoperăminte. Iar când au auzit glasul Domnului Dumnezeu, care umbla prin rai în răcoarea serii, s-au ascuns Adam și femeia lui de fața Domnului Dumnezeu, printre pomii raiului. Și a strigat Domnul Dumnezeu pe Adam și a zis, Adame, unde ești? Răspuns acesta, am auzit glasul tău în rai și m-am temut, căci sunt gol și m-am ascuns. Și i-a zis Dumnezeu, cine ți-a spus că ești gol? Nu cumva ai mâncat din pomul din care ți-am poruncit să nu mănânci? Zise Adam, femeia care mi-ai dat-o să fie cu mine, aceea mi-a dat din pom și a mâncat. Și a zis Domnul Dumnezeu către femeie, pentru ce ai făcut aceasta? Iar femeia a zis, șarpele m-a amăgit și eu am mâncat. Zisa Domnul Dumnezeu către șarpe, pentru că ai făcut aceasta, blestemat să fii între toate animalele și între toate fiarele câmpului, pe pântecele tău să te târăști și țărână să mănânci în toate zilele vieții tale. Dușmănie voi pune între tine și între femeie, între sămânța ta și sămânța ei. Aceasta îți va zdrobi capul, iar tu îi vei înțepa călcâiul. Iar femeia a zis, voi înmulți mereu necazurile tale, mai ales în vremea sarcinii tale. În dureri vei naște copii, atrasă vei fi către bărbatul tău și el te va stăpâni. Iar lui Adam i-a zis, pentru că ai ascultat vorba femeii tale și ai mâncat din pomul din care ți-am poruncit să nu mănânci, blestemat va fi pământul pentru tine, cu osteneală să te hrănești din el în toate zilele vieții tale. Spin și pălămidă îți va rodi el și te vei hrăni cu iarba câmpului, în sudoarea feței tale, îți vei mânca pâinea ta până te vei întoarce în pământul din care ești luat, căci pământ ești și în pământ te vei întoarce. Și a pus Adam femeii sale numele Eva, adică viață, pentru că ea era să fie mama tuturor celor vii. Apoi a făcut Domnul Dumnezeu lui Adam și femeii lui îmbrăcăminte de piele și i-a îmbrăcat. Și a zis Domnul Dumnezeu,
Iată, Adam s-a făcut ca unul dintre noi, cunoscând binele și răul, și acum nu cumva să-și întindă mâna și să ia roade din pomul vieții, să mănânce și să trăiască în veci. De aceea l-a scos Domnul Dumnezeu din grădina cea din Eden, ca să lucreze pământul din care fusese luat. Și zgonim pe Adam, l-a așezat în preajma grădinii celei din Eden și a pus heruvimi și sabie de flacără vâlvâietoare să păzească drumul către pomul vieții.